Bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Profesioniști în devenire. În prima parte a emisiunii avem un invitat special, un regizor român care a creat videoclipuri muzicale pentru unii dintre cei mai influenți artiști din România. Printre aceștia se numără Laura Antonia, Connector, Compact, Bere Gratis, Dodi, Camara, etc. Iar înainte de a fi omul din spatele camerelor, lucrurile stăteau exact invers. Dragii mei, este vorba despre Richard Stan. Bună, Richard, și îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea în cadrul emisiunii de astăzi. Hei, și eu mulțumesc pentru invitație. Hai să începem cu începutul. Spune-ne mai multe despre perioada în care ai fost într-o trupă, despre cartel. Am înțeles, ești pregătită, se vede. Da. Da, păi ce să zic, am format o trupă prin 98 cu doi prieteni de-ai mei și am scos primul album în 2000. Pe timpul ăla era cu totul și totul altceva, știi? Era parcă și mai simplu, dar nefiind foarte multe trupe, puteai să ieși mai în evidență, mai ușor, pe atunci. A fost greu să scoateți primul album? greu. Da, îți dai seama, n-am avut o casă de discuri mare, știi? Era o casă de discuri foarte mică, dar noi la vârsta aia eram atât de fericiți că ne vedeam fețele pe coperta unui CD sau casetei, știi? Încât ni s-a părut așa, cam floare la ureche. Știu că ați trecut și prin niște momente mai puțin plăcute cu trupa și cu membrii trupei. Cum ați făcut față tuturor acestor întâmplări? Mamă, tu știi pe cineva de la securitate, deși toate detaliile astea. Am Sigur, înțeles. sigur știu. Da, trupa practic s-a destrămat, ca să zice așa, prin 2001, pentru prima dată, când unul dintre componenții trupei a fost arestat, iar în 2003 celălalt coleg de-al meu, Mitelea, a fost ucis de niște indivizi în cartier. Da. Cât de greu a fost să pătrundeți pe piață cu albumele? Păi nu știu ce înseamnă să pătrunzi pe piață. Adică pe timpul ăla scoteai un CD, scoteai caseta și se distribuia la fiecare tarabă, gen, știi? Nu e ca acum. Acum mai mult pe internet nu prea mai face nimeni CD-uri. Dar casa de discuri de atunci s-a ocupat cât de cât. Adică mergeam prin concerte prin țară și mie îmi plăcea de fiecare dată. Mă opream într-un oraș să mă plimb, să văd care e treaba. Și vendeam CD-ul pe fiecare tarabă, știi? Chiar mă mulțumea treaba asta. Și cum ai trecut de la muzică la regia de videoclipuri? Care e povestea? Bine, practic n-am făcut un salt. Adică tot acolo sunt, îți dai seama. Dar îți dai seama, fiecare cântăreț, fiecare puști, când începe să cânte, se vede ca pe MTV, știi? Ne uitam la emisiunile alea de pe MTV. Și când făceam o piesă, ne gândeam toți, mamă, trebuie să facem clipul undeva, să ne filmăm nu știu pe ce munte, să știi ce zic? Da. E, și n-am avut bani. Nu existau bani pe timpul ăla. Nici case de discuri nu băgau bani. Noi de Corect. unde să avem la 17-18 ani bani de videoclipuri? E, și ne-am dorit atât de tare, încât la un moment dat am făcut trei videoclipuri, am filmat trei videoclipuri, Da. dar erau niște regizori în devenire. Ei spuneau că sunt regizori, eu credeam, îți dai seama, că nu știam cu ce să mănânc Bineînțeles, treaba asta, da. așa, și nu mi-a plăcut niciunul. Până la un moment dat, când ne-am enervat puțin și am pus noi mâna pe cameră. Și am zis, frate, dacă ăștia care sunt Ce poate să regizori, fie atât de greu? Da. nu, greu este, dar am zis, dacă ăștia care sunt regizori, nu, chiar nu înțeleg cum să treabă asta, înseamnă că ar trebui să mă iau după ideile mele pe care le vedeam pe la MTV când eram copil. Și atunci am luat camera în mână și am făcut treaba. Cât de greu este să faci un videoclip? Și ce presupune asta? E foarte greu. Depinde, prima chestie pleacă de la piesă. Adică dacă un artist îți trimite o piesă pe care tu nu o simți, este extrem de greu. Știi, sunt regizori care lucrează la comandă, adică este jobul lor, practic. Asta e piesa, li se dă piesa, li se dă un scenariu, ei trebuie doar să îl filmeze, să facă ce li se spune. Eu sunt genul de regizor care nu
poate să facă treaba asta. Uh-huh. Adică am primit destule oferte la modul, uite, asta e piesa, asta e ideea pe care o avem, de dacă eu nu simțeam nici piesa, nici ideea pe care o aveau ei, refuzam. Pentru că mi se pare mult mai greu să faci ceva fără să gândești tu de la bun început. Uh-huh. Și cât timp ia să faci un videoclip? Păi depinde. Poți să faci un scenariu în timp ce beau cafea. Poți să faci un scenariu, să te gândești la un scenariu și o săptămână și nu-ți vine nimic. Depinde de inspirație, de moment. Și bănuiesc că oare asculti și să le asculti piesa până când... Poți să ai ideea de când ai de primul play. Adică nici nu trebuie să intre versurile, spre exemplu, adică să te inducă într-o stare doar instrumentalul, știi? Uh-huh. Sunt și cazuri din astea. Am făcut acum de curând un videoclip, tocmai așa. Adică ascultasem doar strofele, fără refren, fără nimic, am ascultat instrumentalul și pe mine m-a dus într-un vibe. Instrumentalul și am zis, hai, facem așa. Te-ai gândit vreodată să faci mai mult decât videoclipuri? Te-ai gândit vreodată să te duci spre industria filmului? Da, tocmai am un proiect cu George Burcea. Vrem să facem un scurtmetraj, dar deocamdată este în stadiu de discuții și de plan. Dar tu îți dai seama că ăsta e următorul pas. E că te atrage filmul. Dar cum să nu? Păi sunt cel mai mare cinefil. În fiecare zi, nu știu, eu cred că dacă nu văd un film pe zi, eu sunt un om terminat. Exact asta am vrut să te... Ai timp să te uiți la film? Găsesc ai timp eu. Să... Găsesc. Faci timp. Nu. În afară de când merg pe munte, că merg pe munte nu mă uit la nimic. Nu mai te uiți la nimic. Da. Povestește-ne puțin despre colaborările tale cu artiștii din România. Am spus la începutul emisiunii, am spus de Antonia, am spus, știu, de Dodi. Da. Că ai avut colaborări interesante. Da, chiar foarte mișto. Depinde acum despre cine vrei să vorbim mai exact și ce vrei să afli. Hai să începem cu Antonia. Cum așa. Este să colaborezi cu Antonia? Sincer, mi se pare una dintre artistele foarte profi. Adică în momentul în care ea vine pe platou, îi se spune clar, vezi că avem jumătate de oră sau 20 de minute pentru machiaj și nu trebuie să depășim, ea în 20 de minute pe platou fără să comenteze nimic. La clipul pe care l-am făcut cu ea, am stat până la 7 dimineața. Wow. N-a schițat nicio chestie, adică mi s-a părut foarte în regulă cum lucrează. Adică este un artist adevărat, așa trebuie să fie artiștii. Ai avut vreodată, nu știu, conflicte cu artiști? N-au vrut să facă ce le-ai spus tu? Nu neapărat. Să se impună în viziunea ta, plan. Da, sunt mulți care au idei. Sunt mulți care au idei, dar mie nu prea îmi plac ideile venite din alte parte, din altă parte. Mm-hmm. Adică, bun, sunt deschis la discuții. Poți să asculți, bineînțeles. Sigur că da. Dar dacă nu mi se pare în regulă ideea respectivă, o tai din start. Adică nu pot să trec peste chestiile astea. Hai să mergem cu următorul, cu Dodi. Da. Cum e Dodi? În primul rând este prietenul meu de cel puțin 10 ani. Ne cunoaștem de pe timpul în care și eu mai cântam. El avea vreo 2-3 piese, tot așa trase pe la el pe acasă. Și mi-a trimis la un moment dat, țin minte, un mail să ascult, știi? Da. Și din start mi-a plăcut foarte tare timbrul lui. Și am simțit că de atunci că el va face ceva foarte tare în viitor. Este foarte bun artist și este un foarte tare compozitor. Deci ați avut o chimie de la bun început și v-a legat și o prietenie. Da, da, da. Pe toate videoclipurile lui, bine, vreo două în care el este doar fit, nu le-am făcut eu, dar cred că i-am făcut până acum vreo 20 de videoclipuri. Numai anul ăsta am făcut 12 împreună. Hai să vorbim și de ultimul lui videoclip, cu Marcel Pavel. Da. Ce vrei să știi? Puțin despre cum ți-a venit ideea? Cât timp au durat filmările? Cum a fost la filmări? Ideea a pornit altfel, adică eu am ales să nu mai lucrez foarte tare cu, foarte mult cu casele de discuri. Da. Pentru că în momentul în care ești sunat să faci un proiect, trebuie să ții cont foarte mult de părerile lor. Corect. Pentru că, practic, ei când te sună, tu practic ești un angajat în momentul respectiv. E, eu n-am mai putut să fac treaba asta, da? Pentru că eu vreau să-mi las o amprentă.
Adică vreau să simt, mie îmi place ceea ce fac, știi ce zic? Adică nu mă duc pe platou, gata, mi-am luat camera, hai că trebuie să fac aia, și la revedere. E, și am vorbit cu Dodi de mult timp, noi de fapt am încercat de acum 10 ani să creăm un label. Dar acum a fost momentul. Și am vrut să creăm singuri. Am zis, frate, fiecare, tu ai ideile tale pe piese, el când îmi trimite o melodie, din start o simt. Adică este unul cam printre singurii artiști pe care îi simt din prima. Adică îmi pune, îmi trimite piesa și pe WhatsApp sau pe mail, ia vezi ce zici de asta, eu simt instant și pot să fac un scenariu rapid. Adică ne mulăm perfect. Așa. Acum, Dodi mi-a pus piesa cu refrenul tras de el, ghid, și mi-a zis, bă, eu îl vreau pe refrenul ăsta pe Marcel Pavel. Zic, hai să sună pe Marcel Pavel. Am încercat să discutăm și cu alte case de discuri, înainte să vedem dacă se implică, dar ei au fost puțin reticenți, știi, case de discuri. Bă, stai că nu cred că merge, Dodi din altă sferă, Marcel Pavel din altă sferă. Da, dacă se îmbină. Da, vârsta este cam mare și am zis, frate, nu contează asta. Deci nu au fost încrezători în colaborarea asta. Nu. Nu, și am zis, eu chiar m-am bucurat. Și am zis, frate, ia să o facem singuri, da? El, Dodi, având Epic Entertainment, eu RS Media, și am zis, ia să o facem singuri să vedem ce iese. Și uite că are aproape 3 milioane de vizualizări în nicio lună. Sau o lună. Și felicitări. Nu mulți reușesc să ajungă la 3 milioane, dar mi da, eu nu prea mai după cifrele alea, sincer. Adică, da, arată drăguț. Și place, îți place. Da, e mișto pentru că fiind și un canal nou, adică noi am scos videoclipul pe un canal cu 0 abonați. Adică n-am avut, spre exemplu, alte case de discuri care au și 3 milioane de abonați sau 1 milion de abonați. Contează foarte tare, gen, știi? Sigur. E, în momentul când vezi o cifră atât de mare pe un canal fără niciun abonat, deci înseamnă că produsul tău este bun. Corect. Iar până asta ne-a bucurat cel mai tare. Hai să mergem la următorul. Camara. Cum e Camara? Și băiat. Cum te-ai înțeles cu el? Înainte să lucrez cu Camara, foarte mulți oameni mi-au zis, bă, vezi că ăla e foarte dubios, vezi că ăla se bagă peste tine, vezi că nu știu ce... Fiecare își spune părerea și până ajuns să-l cunoști. Da, și m-am întâlnit cu el și i-am explicat, frate, vrei să lucrăm împreună, trebuie să știi clar că eu decid ce se întâmplă. Adică eu îți spun ideea mea, dacă îți place ideea mea, continuăm. Dacă nu îți place ideea mea, atunci poți să lucrezi cu altcineva fără niciun fel de problemă. I-a plăcut foarte tare ideea mea și pot să spun că el a stat 24 de ore, deci s-a făcut clipul ăla în 24 de ore, cu tot cu scenografie, cu tot cu lumini, cu tot ce trebuie. A fost atât de obosit încât eu l-am trimis, i-am zis, du-te și dormi jumătate de oră, stai liniștit și dormi jumătate de oră ca să putem să continuăm mai departe. Deci n-a schițat niciun cuvânt. Da. A avut foarte mare încredere în mine și a fost foarte mulțumit de produsul final. Abi. Abi. Da. Ce cu Abi? Cum a fost cu Abi? Ce cu Abi? A fost ok, îți dai seama. Ea fiind o artistă din nou val și... nemai având videoclipuri până să lucreze cu mine. Cu tine, da. Da? Tot așa, i-a plăcut foarte tare ideea și s-a mulat perfect. N-a avut nimic de obiectat sau ceva de genul ăsta. Ai avut vreodată cu un artist, nu te-ai înțeles? Sau n-ați putut colabora deloc? Da, sunt artiști care chiar nu pot să colaborez. Pentru mine cel mai important e caracterul. Corect. Adică dacă mie nu-mi place de omul respectiv, refuz să lucrez. Adică n-am ce să caut acolo. Și da, sunt mulți, dar n-am avut bifuri din alea puternice încât să ne certăm. M-am certat mai mult cu manageri sau cu alții, dar cu artiști încă nu am. Adică avem un respect reciproc, ei știu dacă mă sună, știu pentru ce mă sună. Știu pentru ce, sigur. Și îmi dau mână liberă. Asta e cel mai important pentru mine. Richard, ce te definește pe tine cel mai mult? Muzica sau regia? Păi se îmbină. Deci fără muzică nu poți să faci regie. Fără regie nu poți să faci muzică. Eu vorbesc de videoclipuri. Da. În momentul ăsta. Încă n-am făcut filme. Atunci o să discutăm altfel. O să discutăm altfel. Dar e o legătură foarte tare, foarte puternică între ele. Mă definesc amândouă. Practic cu muzica am început. Da? Corect. Deci mă definesc amândouă.
acum în 2017, ai mai cânta? Ai mai fi în fața camerelor de filmat? Nu știu ce să zic. Am stat un pic să mă gândesc dacă vin la emisiunea ta. Nu știu cât mi-ar plăcea să stau în fața camerelor. Habar n-am. Rămâne de văzut. Richard, cât de bine se câștigă din producția de videoclipuri? Păi depinde ce vrei să faci, mai exact. Dacă vrei să faci artă sau vrei să faci bani. Bani se pot câștiga. Și nu putem să le îmbinăm? Păi tocmai asta spuneam mai devreme, că să poți să le îmbini, ar trebui să poți să faci întotdeauna ceea ce simți, știi? Se câștigă, dar nu la modul ăla încât să-ți imaginezi că te poți îmbogăți. Și e foarte mult de muncă. Și acum depinde și de caracterul și atitudinea ta. Adică poți să câștigi foarte mulți bani dacă ești un din ăla care se duce în permanență, filmează orice, oricând, oricum, oriunde, se pot câștiga bani, dar poți să câștigi mai puțin bani atât timp cât îți impui niște chestii. Bă, nu vreau să fac aia, nu vreau să fac aia, nu vreau să fac aia, nu vreau să fac aia. Cum te înțelegi cu echipa ta de producție? Foarte bine. Am aceeași echipă de producție de când m-am apucat, practic. Am prieteni pe care i-am strâns în timp ce am lucrat la Teatrul Național și am rămas cu ei până la capăt. Uite, bine, s-a mai schimbat un pic treburile, mai ales în ultimii 2 ani, de când nu mai activez în vechea formulă Vision Production, uh-huh, și acum sunt singur, s-au schimbat destui. Dar majoritatea a rămas în... Uite, mi-ai spus ceva interesant mai devreme. Hai să vorbim un pic și de perioada în care ai fost 15 ani în teatru. Cum a fost perioada aia pentru tine? O perioadă care m-a format, practic. Am avut ocazia să lucrez cu cei mai mari actori ai teatrului și filmului românesc. Și îți dai seama că asta te marchează. Să ai norocul să mergi cu Gheorghe Dinică prin turnee. Sigur că da. Sau să ai norocul să stai la masă cu maestrul Radu Beligan și poți să înveți de la ei. Adică nu era la modul, mergeai la servici, să făceai treaba și la revedere. Dă seama, în pauze sau în timpul repetițiilor, mai stai de vorbă cu ei. Am învățat foarte mult de la oamenii ăștia. Extrem de mult. Cum ai ajuns tu la teatru? Ce te-a atras spre teatru? Păi nu că m-a atras așa dintr-o dată. Taică-mi lucra în teatru când eram copil și mă lua pe la 4 ani, mă lua după el în teatru. Deci, practic, ai crescut cu el teatru. Da. Și mi-a plăcut foarte tare că, bine, prima dată îți dai seama că vedeam butoanele alea pe acolo, se aprindeau becurile, știi? Normal. Și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Și când, pe la 20 de ani, ceva de genul ăsta, am luat decizia să lucrez și eu. Hai să revenim un pic la videoclipuri. Poți să-mi dai un număr? Câte videoclipuri ai regizat până acum? Peste 100. Ai vreunul preferat? E greu. E greu. E foarte greu. Că sunt diferite, adică clipurile mele nu seamănă niciodată unul cu celălalt. Sunt clipuri de imagine cu lumini, ceea ce am învățat la Teatrul Național, și sunt clipuri de poveste, film. Astea mai mult le agrez pe astea alte de film. Hai să vorbim un pic despre Ares Media. Ares. Ares Media. Da, adică Richard Stan Media. Da. Hai să, cum de te-ai decis să revii singur? Păi cum ți-am zis mai devreme, vreau să fac ceea ce îmi place. Și asta e singura șansă să faci fix ce îți place. Adică nu mai ții cont de niciun manager, de nicio casă de discuri. Ești propriul tău șef, practic. Cam tot timpul am fost propriul meu șef. Cât de departe vei să ajungi cu acest proiect? Cel mai departe, îți dai seama. Acum încă suntem în construcție. Vom face proiecte în coproducție, ca să zic așa, Epic Entertainment, adică echipa lui Dodi, da, și RS Media, echipa mea. Ei să se ocupe de muzică, eu mă ocup de partea vizuală. În viitor aș vrea să, dai seama, să iau și alți artiști, cu toate că pot să fie și consacrați. Înțelegi? Adică la modul să iau o piesă de la ei, să-mi placă mie foarte tare și eu să fac videoclipul și să mergem mai departe. Țintești și în afara României?
Da, cu alți artiști. Eu nu țintez nicăieri, crede-mă. Eu merg după feeling, pe moment. Adică nu am planuri din alea, gata, peste o lună trebuie să fac asta, peste un an trebuie să fac asta, peste 5 ani trebuie să fac sigur neapărat un film. Tu trăiești sau momentul și prezentul. Exact, pentru că mâine, na, pot să dea tramvaiul peste tine, degeaba mă gândesc ce să fac. Dar am niște planuri, îți dai seama, dar nu la modul încât să îmi strice ceea ce fac acum, știi, adică să... Ai vreun artist cu care ai vrea să colaborezi și nu ai făcut-o deja? N-am chestii de astea. Bă, îmi doresc să lucrez cu ăla. Sau vreau neapărat să fac o... Nu. M-a format foarte mult... M-a format foarte mult anii din teatru. Și fiind obișnuit cu asemenea valori, de seama, la mine nu mai e la modul, bă, vreau să fac neapărat aia cu ăla, cu ăla, cu ăla. Dacă simt, spre exemplu, cum a fost acum Dodi și a zis, bă, vreau pe Marcel Pavel pe piesă. Noi am pus la pe telefon și l-am sunat pe Marcel Pavel. Hai să vedem cum stă treaba. Adică nu e la modul să-mi doresc eu. Să dorm, nu dorm, dorm noaptea. Te dacă gândești, nu fac neapărat cine? Un videoclip cu ăla, gata, mor. Nu. Cine a fi? Lucrești cu artiști foarte și mici, dar talentați. Adică... Ai avut și mulți actori în videoclipurile tale. Da, mi-a plăcut foarte tare și nu mai actori o să iau. Adică am văzut în multe videoclipuri oameni normali care joacă niște roluri. Eu nu consider că ar trebui să întâmple treaba asta. De ce? Pentru că, până la urmă, actorul a stat niște ani într-o școală. Actorul ăla știe exact cu ce se mănâncă treaba asta. Actorul ăla a stat și a suferit în școală. Și este un profesionist, până la urmă. Despre asta ai vorbesc. Cu cine să... Una e când îi spune un actor, vezi, trebuie să-mi faci așa, 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 trebuie să îmi transmiți trăirea respectivă și alta e când mă duc la un om normal de pe stradă, gen, și spun, trebuie să-mi faci asta, îți dai seama că nu... Cel mai important actor care am lucrat până acum este finul meu, Richard Alexandru. Da? Da. Are 4 ani de zile și acum are să-ți deja... Să-ți trăiască. Mulțumesc, vreo 4 videoclipuri în care l-am băgat și o să-l mai bag. O să-l fac actor. Deci ești mentorul lui. Da, nu știu dacă mentorul lui, dar mi-ar plăcea să aibă gustul ăsta. L-am luat și pe la filmări. Ne-a ajutat și? Pe acolo. I-a plăcut? Da, l-am dus într-un ăsta de fiare vechi, gen, știi? Cu mașini stricate, tot felul de chestii de astea. Uite cum îi spune. Da, un garaj? Garaj, da, da, ceva de genul ăsta. Și a fost foarte fascinat. Se plimba pe acolo prin toate mașinuțele alea. I-a arătat-o pe și cu camera așa, cam a văzut cam despre ce vorba. Trebuie să mai ai puțin răbdare. Trebuie să mai ai puțin răbdare. Am înțeles. Hai să vedem puțin la actori. Ai colaborat și cu Florin Piersic Junior. Cum a fost colaborarea cu el? Foarte ok. Este prieten de mulți ani. Ce îmi place la el este că am mai avut niște proiecte în care am vrut să-l iau, dar fiind o prietenie strânsă, și-a permis să-mi zică din start, bă, boss, piesa asta nu e ceea ce trebuie. Zic, frate, eu am încercat. Eu am simțit-o într-un fel, dacă tu n-ai simțit-o, niciun fel de problemă. Deci ai putut să vorbești liber cu el. Dar cum să nu? Deci n-am nicio problemă. Adică sunt actori care îmi spun din start, bă, vreau să vin, suntem prieteni, dar scuză-mă, nu-mi place piesa. Adică și ei funcționează la fel ca și mine. Dacă ei nu simt produsul respectiv, nu poți să-i obligi doar că suntem prieteni să... Ei, cu Florin am lucrat mai multe chestii în trecut. Da. Dar la un singur videoclip am lucrat. Videoclipul lui Baboi, Mayday, care a fost făcut acum 6 ani, ceva de genul ăsta. 5-6 ani. Richard, care este cel mai mare vis al tău? Cea mai mare dorință? Să nu moru nimeni. Atât. Atât. Exact. Adică vreau să fac o muncă pe care lumea să o aprecieze. Și să rămână. Și să rămână cumva. Nu știu acum cum o să rămână, dar aș vrea să se aducă aminte. Aș vrea să fac niște lucruri atât de mărețe încât să se vorbească în timp. Cam ăsta e visul meu. Gen. Este vreo întrebare în lista asta mea stufoasă de întrebări pe care ți-ai fi dorit să ți-o pun și nu ți-am pus-o? Nu, poți să-mi pui ce întrebări vrei tu. Nu. Ai vreun mesaj pentru telespectatori? Mesaj? Da. Vrei să le spui ceva? Cu siguranță sunt atâția care se uită la noi acum. Da. Ascultați muzică de calitate și urmăriți produse de calitate. Ce înseamnă pentru tine muzica de calitate?
care sunt, care înțelegi ceva. Adică sunt piese în care efectiv asculți ba instrumentalul, ba ce spune artistul respectiv acolo, dar nu pricepi nimic. Corect. Fără niciun fel de mesaj, absolut nimic. Îți place muzica de acum? Depinde la care te referi. Ce gen? Uite, pop. Ce se scoate nou acum? Ce se ascultă la radio? Ce e modern? Ce se aude prin cluburi? Ce se aude prin cafenele? Cluburi, da. Mie nu-mi plac cluburile, în primul rând. Nu-ți plac cluburile? Nu, n-am ce să caut în cluburi. Eu sunt mai altfel. Uite, un băiat tânăr care îi plac cluburile. De ce? Da, mi-a plăcut la 15 ani până la 17 ani și de atunci la revedere. Pentru că mi se pare o pierdere de timp. E pierdere de timp. Să mă duc să fac ce? Să cheltui banii pe acolo, să beau, să mă îmbăt, să plec acasă și ce am rezolvat. Așa prefer frumos, îmi iau iubita, să-mi iau rucsacul în spate și să plec pe munte cu banii respectivi. Uh-huh. Și să stau în cort, la aer liber. Și acum revenim la muzica de calitate, ca și ai spus. Da. Dacă poți să faci o diferență dintre muzica de atunci, unde ai început, în 1988, și muzica de acum. 98. În 98. Pardon. Da, e o diferență, îți dai seama. Și e spre bine? Ca sound îți dai seama că nu se compară cu ce era pe atunci. Atunci prindeau piese, Suzana mi-a furat banana. Adică nu cred că în 2017 mai putea să cânte așa ceva. Dar era și atunci era foarte apreciată muzica. Era și puțină, știi, nu era ca acum. Acum, în fiecare zi, se lansează cel puțin 10 piese. În fiecare zi. Și e foarte greu, îți dai seama, să te menții acolo. Vreau să spun că și industria rap, hip-hop, partea asta, s-a schimbat foarte mult de atunci până acum. Evoluăm. Creștere continuă, da. Evoluăm. Adică sunt mulți de vârsta mea care ar spune, frate, este un bullshit. Ce se ascultă acum. Bun, e ok, un bullshit. Dar și părinții mei spuneau când ascultam Tupac, e un bullshit. Corect, exemplu, corect, știi? Corect. Adică nu pot să vin să spun unui puști, băi, e nasoală muzica pe care o asculti tu, pentru că el o simte altfel. Și îți dau acum niște exemple, gen, pe timpul meu se asculta Mafia și în timpul ăsta se ascultă Shatra Benz. Adică sunt... Da, corect. Trupe, cum să zic eu, care fac muzică actuală. Uh-huh. Tu ai colaborat și ai văzut mulți artiști la viața ta. Ce trebuie unui artist ca să ajungă pe talie internațională? Din punctul tău de vedere. Din punctul meu de vedere. Sigur că da. Talent, îți dai seama, nu? E logic. Talent și, sincer, cam și bani. Și o echipă puternică în spate. Dacă n-ai echipă, nu... Nu, clar, îți dai seama, nu poți să faci de unul singur. Îți trebuie o echipă care să-ți facă și piesele, să-ți facă... Dar asta e o întrebare cam greuță, pentru că nimeni nu cred că ar putea să-ți răspundă la întrebarea asta. Că dacă aș ști răspunsul la întrebarea asta, îți dai seama că aș lansa... Probabil ar fi toți de succes. Exact. Nu știu exact cum stă situația asta. Richard, ce-ți place să faci atunci când nu ești pe platoul de filmare? Să merg pe munte. Și în afară de asta? Să merg pe munte. De ce muntele și nu marea, nu știu? Să fac ce la mare? Să te relaxezi, să te uiți în zare, uite. Și să văd 20 de cocalari cum își aruncă hârtiile pe jos. Da, foarte mișto. N-am ce să caut, nu-mi place. Nu-ți place la mare? Nu. De câte ori te duci? Prefer un munte unde nu e nimeni. Și suntem singuri, pur și simplu. Îmi închid toate rețelele de socializare. Tot ce înseamnă telefon, orice, și stau. Poți să stai fără telefon? Oh, dar ce bine stau. Da? Da. Nu-ți place să stai pe rețelele de socializare? Stau, îți dai seama, pentru că cu asta mă ocup. Trebuie să ai o comunicare, trebuie să văd ce se întâmplă pe acolo, dar nu la modul ăla să stau non-stop. Cât timp sunt în București și lucrez, îți dai seama, trebuie să fii conectat. Dar în momentul în care am plecat, la revedere, nu mai știi de mine. Licea, îți mulțumesc pentru că ai fost astăzi alături de mine. Și eu mulțumesc că m-ați invitat. Cu siguranță și sper să revii, pentru că ai multe de spus. Când o să fac primul film, poate o să venim. Atunci rămân cu promisiunea asta, când faci primul film, revii la noi. Exact. Îți mulțumesc din suflet. Da, și eu mulțumesc mult. Iar cu voi mă revăd după o scurtă pauză de publicitate.
ai cunoscut. Totul era cum trebuie să fie la început. Părea că-i fluturi în stomac, nimic mai mult. Ușor, ușor ai realizat cam tot ce ai vrut. Bineînțeles că nu te-ai mulțumit cu atât. El venea de la șut, deseori mult prea rupt, să se întrebe ce faci, pe unde ai dispărut. Te iubea, te-a crezut, nu știa că ai căzut într-o patimă oarbă și că te-a pierdut. Sentimente s-au lărtit, pune-le în balanță acum și vezi unde vrei să fii. Tot ce nu ai avut, acum e la discreție. Și cine ai vrut, ce aroganțe. Ultimele tipuri de pantofi și ce vacanțe. N-o să te țin în brațe. Că-i dat pasărea din mână pe cea de pe gard. Și pot băga mână în foc știind că n-o să mă ard. Că deja din prima lună o să vergi lacrimi pe far. Și că o să vrei să te întorci pe un loc deja ocupat. Ai zis, sentimente s-au hârtit. Pune-le în balanță acum și vezi unde vrei să fii. Ce cu tine? Zici că ai văzut o stafie. N-am nimica. Cu ale mele. Auzi? Cine era tipul? El? Noul meu șef. Hai! Am revenit în partea a doua a emisiunii și vom vorbi cu doamna Alexandra Mărgărit Enescu, lector doctor la Facultatea de Jurnalism a Universității Hiperion. Bună ziua și bine ați revenit! Mă bună bucur ziua. Să vă văd! Bună ziua și eu mă bucur să revin la dumneavoastră în studio. Mă simt mereu bine de fiecare dată când vin aici. Vom vorbi despre Seratele Jurnalistice, un proiect al Facultății de Jurnalism, al Universității Hiperion. Care este în parteneriat cu Centrul pentru Jurnalism Independent. Doamna profesoară, hai să vorbim un pic despre acest proiect și cum a început totul. Seratele Jurnalistice reprezintă un proiect foarte drag sufletului meu. Împreună cu Centrul pentru Jurnalism Independent, în anul 2014, la finalul anului 2014, am pornit o serie de evenimente sub titulatura generală de Serate Jurnalistice, evenimente pe care le-am dorit a fi speciale,
pentru că alături de studenții Facultății de Jurnalism ai Universității Hiperion, invităm jurnaliști adevărați, cum ne place nouă să le spunem. Sunt profesioniști ai meseriei de gazetar. Sunt oameni care de-a lungul timpului și-au păstrat coloana vertebrală. Adică au continuat să practice această meserie fără a cădea pradă vreunor interese, de orice fel. Au continuat să facă meseria pe care au ales-o cu drag și dor, cu respect față de publicul receptor, cu dorință de dezvăluiri, cu respect față de sursele lor. Oameni care aduc tinerilor noștri jurnaliști, viitori jurnaliști, studenți acum, le aduc toate ingredientele de care noi credem că au nevoie pentru a putea practica pe viitor această meserie la standarde ridicate. Sigur că da. Și ne-am gândit, am tot cochetat așa cu ideea câțiva ani și ne-am gândit alături de cine poate implementa Facultatea de Jurnalism a Universității Hiperion acest proiect mai bine, astfel încât invitații să fie de calitate și proiectul să prindă greutate. Iar colegii noștri de la Centrul pentru Jurnalism Independent au fost foarte bucuroși să ni se alăture. Profit de ocazie și mulțumesc Mihaelei Danga, directorul adjunct al Centrului pentru Jurnalism Independent, cea care ne stă mereu alături și vorbește cu invitații și aduce alături de noi și motivează. E foarte important să ai alături de tine oameni de calitate. Sigur că da. Iar Ioana Avădani și Mihaela Danga sunt oameni pe care noi ne bazăm și ne sprijinim. Iată seratele jurnalistice, deci, un proiect care aduce aproape de studenți oameni valoroși din presă. Unde se organizează seratele jurnalistice? Tocmai pentru că este un proiect atipic, îl facem în locuri atipice. Așa. Adică ne-am dorit să scoatem un pic studentul din zona formală, din clasa în care își desfășoară activitatea didactică zi de zi, câte 5-6 ore pe zi. Să se simtă mai în largul lor. Exact. Să se relaxeze, să se simtă în largul lor, să le facă plăcere, să se simtă destinși, să poată pune întrebări. Și de asemenea și invitații se simt diferit dacă nu-i aduci și pui la o catedră, așa, nu. Cum se simt profesori. Se simt și ei mentori. Da, mai poți să aibă o relație mai apropiată cu studenții. Exact. Și atunci am organizat seratele în locuri prietenoase, de genul unor ceinării, biblioteci, la sediul Centrului pentru Jurnalism Independent, unde este o bibliotecă generoasă, foarte frumoasă, cu... De fapt, nu cred că frumoasă e cuvântul potrivit. Este o bibliotecă dotată, foarte bine dotată, cu manuale de jurnalism. Cărți în domeniul jurnalismului, o grămadă. Iar de anul acesta vrem să organizăm seratele în studioul televiziunii HIP TV, care este în sediul universității. Hiperion, la etajul 8, un studio foarte fain, non-formal, un loc necaracteristic, să zic așa, pentru... Și un loc puțin mai prietenos. Student, da. Exact, un loc prietenos. O să fie frumos, o să fie tare fain. Uite, chiar în acest moment avem niște imagini. Da, aceasta este o imagine de la o întâlnire pe care am făcut-o cu Adelin Petrișor. Aceasta este o fotografie cu Eugenie Stodor, o persoană foarte dragă, da, noastră la Cațavencii, iată și studenții. Eugenie Stodor le-a povestit despre jurnalism de investigație. Luca Niculescu, jurnalist Radio France International Digi24, actualul ambasador al României în Franța. Da. Lumința Ciocan este alături de mine aici în fotografie, colegă de-a mea. Paul Radu, jurnalist de investigație la Rise Project, un jurnalist cu foarte mare experiență, la sediul Centrului pentru Jurnalism Independent, alături și de doamna Danga. Iată-l pe Paul Radu. Da. În spate, unul dintre profesorii noștri foarte dragi de la catedră, domnul Vlad Leu. Petrișor Obaie, directorul pagina de media.ro. Petrișor Obaie este mereu o enciclopedie. De fiecare dată când vine la serate, nu i-am mai dat drumul, nu l-am mai lăsat să plece.
povestim mult alături de el, are foarte multă experiență, a trecut printr-o grămadă de redacții. Și oricum bănuiesc că și suteții sunt foarte interesați și nu mai vor să plece. Foarte, nu vor și trag de el și să mai facem selfie-uri și mai stați și mai spuneți-ne, dar acum să punem pe pagina de Facebook și să facem împreună și se roagă mereu de invitații noștri. Asta apreciez enorm. Se roagă mereu de invitații noștri să-i primească în redacții. Și asta mi se pare extrem de valoros, iarăși Adelin Petrișor, pentru invitați să-și dorească să ia studenți să învețe. Cum să nu? Să-i pregătească. Contează foarte mult ca acești viitori jurnaliști să prindă tainele meseriei încă de pe băncile facultății. Sigur că da. Pentru că de fiecare dată... Practic, asta contează foarte mult. Exact. În teorie suntem toți buni, dar atunci... Exact, exact. Te duci într-o redacție, de fapt oriunde, ca la orice loc de muncă. Cum te duci, prima întrebare pe care o primești, ce știi să faci? Și atunci te blochezi și... Exact, exact. Da. Și este foarte trist așa să nu poți să spui să... Practic, CV-ul tău conține o școală. Faptul că ai terminat facultatea sau ai făcut și un master. Da. E foarte importantă practica. E foarte importantă practica. Pe mine mă bucură enorm că la Facultatea de Jurnalism le oferim studenților noștri posibilitatea de a face practică de pe băncile facultății. Se duc, avem parteneriate încheiate cu Televiziunea Română. Avem un parteneriat foarte frumos încheiat cu Televiziunea 6 TV. Avem parteneriate încheiate cu studiouri de film, cinematografe, la Facultatea de Regie Film. E foarte important să-i pregătim că atunci când se vor duce să știe cu ce se mănâncă, să se angajeze, să poată să spună dar eu știu să fac de toate. Și am fost acolo. Am fost acolo, am văzut, știu cum se face și un pic de televiziune, știu cum arată și un studio de radio, știu să lucrez în presă. Uite, iarăși un proiect foarte drag mie, când vrei tu vorbim dacă vrei acum, este publicația online. Am vrut să vă întreb în... Cât studenți sunt în seratele jurnalistice? Seratele jurnalistice sunt... Există un număr limitat? Da, e un proiect micuț. Noi l-am dorit micuț pentru că atâta vreme cât discuți deschis, într-un timp limitat, este foarte important să gestionezi discuțiile. Și dacă vin foarte mulți studenți, discuția nu mai este foarte echilibrată, pentru că devine ca un curs. Ori se pun foarte multe întrebări și nu mai putem obține maxim de informație de la invitat, ori devine ca un curs și invitatul pur și simplu trebuie să vorbească doar el și nu putem oferi șansa studenților să întrebe. Numărul de participanți în general la serate sunt în jur de 15-20 de studenți, dar schimbăm studenții. Cum poți face parte din seratele? Povestesc. E important că îi schimbăm. Deci generăm noi grupe de studenți. Adică nu numai unora dintre studenții noștri le oferim șansa să participe la astfel de întâlniri, ci luăm un grup de 15 odată, apoi un grup de 15 altă dată, invitații revin ciclic, astfel încât până la urmă toți studenții beneficiază de... Păi îi alegem, ca să-ți răspund la întrebare, în baza calității lor de student, să zic așa. Și ca să fii student, eu le spun mereu studenților... Cât sunteți de implicați. Exact. Ca să fii student și să poți fi considerat student în toată regula, nu este suficient să ai un carnet pe care să scrie student și să vii să ocupi un loc într-o bancă. Corect. Trebuie să fii implicat. Trebuie să-ți dorești să participi la evenimentele facultății, trebuie să pui întrebări, trebuie să fii activ, trebuie să vrei să cunoști și să-ți dorești să practici meseria asta. Pentru că până la urmă e o chestiune de vocație, de dorință, nu este... trebuie foarte bine înțeles că meseria de jurnalist e ca un... Devine ca o boală. Te îmbolnăvești de ea. Și dacă pasiunea asta nu există de la bun început și nu-ți dorești să afli și să fii activ și să participi, să mergi la eveniment... acolo. Exact. Da, da. Nu este suficient să ocupi un loc într-o bancă și să sper că într-o zi poate intră și în tine virusul ăsta. Nu se întâmplă, din păcate. Care sunt subiectele abordate în aceste serate? Subiectele depind de la invitat la invitat.
Fiecare invitat povestește despre propria lui experiență. Având invitați din jurnalismul de investigație, din jurnalismul de televiziune, din jurnalismul online, fiecare dintre ei povestește despre meseria pe care o practică, despre redacția în care lucrează, despre rigorile fiecărui tip de gazetărie în parte. Unii dintre ei ne povestesc despre cum e să mergi pe teren, să faci investigații, anchete jurnalistice. Paul Radu, spre exemplu, de la Rise Project, el e o enciclopedie el însuși. Este un om care a petrecut, cred că jumătate din viața lui de jurnalist, dacă nu chiar mai mult, pe teren, plecat din țară, făcând investigații diverse, care a fost jurnalist sub acoperire în diverse carteluri, inclusiv de droguri, de trafic de ființe umane. Fiecare dintre ei vine cu experiența proprie. Petrișor Obaie, el este un dicționar de jurnalism. Este un om care nu a lucrat în atât de multe redacții, la Evenimentul Zilei, la România Liberă, acum este directorul Pagina de Media. Îl cunoaște toată lumea. Da. Face un tip de jurnalism atât de bine documentat și de corect, încât de fiecare dată când se întâmplă ceva în zona media, el este primul care află. Uh-huh. Și lumea se duce către Petrișor și dă aceste informații tocmai pentru că are încredere că informațiile vor pleca într-un mod corect către public. Deci subiectele depind de invitat. Sau mai degrabă invitatul construiește subiectul fiecărei cum serate. Cum sunt primiți de studenți? Brațele deschise. Eu mă bucur foarte mult. Spre exemplu, acum marți, da, săptămâna aceasta, da, da, va veni la serata jurnalistică un bun și foarte drag prieten de-al meu, Cătălin Țepelin. Este coordonatorul online pentru Gazeta Sporturilor. Este un personaj care lucrează în gazetărie sportivă dintotdeauna, deci cred că are 20 de ani, dacă nu chiar mai mult, de lucru cu, efectiv, da, cu sportivi și în jurnalism sportiv. Altceva nu a făcut. I-am anunțat pe studenți că va veni el, că o să facem o serată așa non-formală și neconformistă, cum îmi place mie. Mai prietenoasă. Exact. Că vine să le vorbească și despre un proiect drag lui, care se numește Jurnalii Sport și care este un proiect al Gazetei Sporturilor, care implică diverse colaborări cu tineri studenți, cu iubitorii sportului și au fost foarte încântați. Deci, prima întrebare nu a fost, le-am anunțat că vom face pe studenți, că vom face o nouă serată jurnalistică, nu au pus întrebarea firească când o vom face, e în timpul cursurilor, reacția a fost, super, cine vine? Adică nu a fost, nimic mai contează când da, ne bucurăm, este cine vine. Vine Cătălin Țepelin, o să iasă grozav, sunt convinsă. Vorbeam mai devreme și vorbeam înainte de emisiune, ați avut o evaluare interesantă a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior. Da. Spuneți-ne un pic mai multe despre evaluarea asta. Da. A trecut Facultatea de Jurnalism recent printr-o evaluare făcută de ARACIS. Sper din tot sufletul ca nu numai impresia mea să fi fost asta, ci fost a întregii catedre de jurnalism. Oamenii ăștia au fost foarte încântați de noi. Este absolut firesc să vii și să faci această verificare. Sigur. Agenția vine ciclic, face aceste verificări de asigurare a calității în învățământul superior și de menținere a standardelor universitare și a criteriilor atât de necesare asigurării unui învățământ de calitate. Ei vin de asemenea să se asigure că noi, ca instituție de învățământ superior, avem o curriculă europeană care asigură practic o foarte bună absorpție după aceea pe piața de muncă și că reușim să pregătim studenți la un nivel înalt. Au fost încântați și m-a bucurat teribil lucrul acesta. Adevărul e că pe lângă programă, care este una actuală și modernă și pe care încercăm în fiecare zi să o menținem interesantă, dar în același timp ea să respecte standardele de calitate în învățământul superior, au găsit o redacție.
au găsit un studio TV, au găsit un studio radio, au găsit studenți muncind în redacție. Și bineînțeles că asta a fost un plus. Cât evident. Studenți vezi muncind, evident, efectiv? Evident. Iarăși, dotarea materială a facultății, a studiourilor de TV, de radio, da? Redacție, contează foarte mult. Pentru că doar așa poți face învățământ de calitate. Cu cât respecti mai mult standardele necesare în zilele noastre. Cu atât mai mult se formează mai bine studenți. Exact. Exact. Și până la urmă trebuie să facem ceea ce se cere. Sigur. Adică nu mai poți avea o programă învechită, spre exemplu, nu mai poți învăța studenții să facă jurnalist de presă scrisă pentru că jurnalismul se mută online și trebuie să fie capabil să gestioneze platforme online, să fie capabil să Sigur gestioneze da. Tot ce înseamnă breaking news și informația Sigur asta da. Nebună. Și atunci, da, eu zic că am trecut cu bine. Și apropo de online, data trecută când ați venit am vorbit de Hyperflash. Da. Ce mai e nou pe la Hyperflash? Ce se întâmplă? Studenții sunt noi. Așa. Avem o generație nouă de studenți. Hyperflash este proiectul meu de suflet. Este puiuțul meu. Este o publicație online pe care eu cu mâinile mele, cu sufletul și mintea mea și ajutată un pic de un om drag mie, de Lumința Ciocan, am făcut în 2010 o publicație online a Facultății de Jurnalism, pe care eu o coordonez. În fiecare an aduc studenți noi. Practic, în fiecare an, studenții anului întâi au șansa să învețe, să se perfecționeze și să lucreze într-o redacție online. Care este criteriul de selectare? Trec prin... e greu. Nu sunt chiar furci ca udine, dar îi pun să scrie. Știi exact ce nu le place lor. Da. Ei vin la jurnalism, vin să se facă jurnaliști, dar în momentul în care le spui că trebuie să scrie, atunci e o problemă. Deodată avem o problemă. Vai, la jurnalism trebuie să că scriu. Da. Da. Și da. Uite cum îi pune Alexandra Enescu să scrie și urmarea acestor teste, felului în care scriu, coerența exprimării, cum să nu? Corectitudinea gramaticală, modul în care își structurează fraza, curiozitatea lor jurnalistică, dorința de a merge către surse. E foarte interesant că am avut de-a lungul timpului studenți care n-au făcut altceva să facă decât tehnoredactare pură. Uh-huh. Adică se duceau la informația de bază. Nu e un lucru rău să te duci pe agenție de presă, să iei o informație de la Mediafax, de la News.ro, de la Agerpres, e corect. Uh-huh. Foarte mulți jurnaliști fac asta. Nu preluăm informația de bază de la o agenție de presă, o rescriem și o publicăm. Da. Și am avut studenți care de-a lungul timpului m-au întrebat, haideți, doamnă, dar nu e suficient să facem doar asta? Rescriem, nu copiem, rescriem. Dar nu vor să facă nimic noastre. În plus să iasă din tipare. Exact. Practic. Și atunci eu le-am explicat că nu asta înseamnă jurnalism adevărat. Jurnalismul adevărat înseamnă să-mi preiau informația de undeva, să pun mâna pe telefon, să-mi obțin informație suplimentară exact, de la sursă. Exact, să mai investighez puțin. Evident, să verific informația originală. Exact. Pentru că până una alta poate s-au schimbat lucruri. E bineînțeles. Poate și jurnalistul acela de agenție a avut o zi mai proastă. Poate a greșit un nume, poate a greșit o dată, poate a greșit o oră. Așa dacă le iei mură în gură... Exact. Și asta nu este jurnalist de calitate. Dar ei își doresc să ocupe un loc cald, pe un scaun, în fața unui calculator și să rescrie materiale. Ori asta nu este ok. Ăsta este primul test pe care îl dau. Cum reușiți să-i trimiteți pe teren? Îi oblig. Îi forțez. Este atât de simplu. Lor nu le place. Le vedem în redacție dimineața. Da. Îi vezi așa, mai ales în zilele friguroase de iarnă, s-au așezat, sunt relaxați, au luat o cafea, nu? Să începem ziua frumos, eu mă alătur lor, îi întreb dacă stau bine, dacă sunt relaxați, dacă ziua le-a început frumos, îi rog să se îmbrace și să plece pe teren. Da. Vociferează mereu. Haideți, doamnă, poate astăzi nu e frig. Și reușesc să vină cu subiecte bune? Da. Adică dacă vor, pot. Da, dacă vor, pot. Am avut anul acesta surprize extraordinar de plăcute. S-au dus la inspectorate de poliție, s-au dus la poliția rutieră, s-au dus la spitale, s-au dus la instituții de învățământ. S-au dus și au obținut informații mergând pe stradă și căutând informații. S-au lovit de gropi, de țevi sparte. Au găsit acolo echipe de intervenție, au pus întrebări, au venit cu materialele lor proprii, unii dintre ei. Mm-hmm. Alții s-au lovit de refuzuri.
Dar este și asta o lecție extraordinară. Dar trebuie să înveți să accept și asta. Exact. E o impresia că informația vine la ei, este simplă, o preiau, o scriu, da, o rescriu. Nu se refuze nimeni niciodată. Exact. Se lovesc de aceste refuzuri. Până la urmă, asta este o lecție, pentru că trebuie să învețe să gestioneze acest refuz. Corect. Și unii dintre ei s-au luptat cu refuzurile, unii dintre ei au vociferat, alții au plecat, dar până la urmă nu toată lumea va ajunge jurnalist. Și este o lecție. Doamna Alexandra, care este nivelul studenților acum? Să spun sincer? Mm-hmm. Foarte sincer. Între scăzut și mediu. Mm-hmm. Nu e o problemă a studenților noștri, este o problemă a sistemului de învățământ în general. Ne pregătim prost copiii. Generațiile viitoare sunt foarte prost pregătite. Problema principală pleacă din liceu, poate chiar din școala generală. Da. Nu sunt lăsați să fie creativi. Nu sunt ghidați, nu sunt lăsați să fie creativi. Nu sunt stimulați să citească. Și de aia nici nu le place cititul. Exact. Și îi place Google-ul. Da, așa. Da, este simplu, we go for Google, nu mai sunăm, nu mai vorbim între noi. Biblioteca e ceva... Biblioteca e un necunoscut, loc da. Da, unde oarecum o fi, nici măcar culmea, ești student la jurnalism și nu ai nici măcar curiozitatea firească jurnalistică de a te duce să vezi cum arată o bibliotecă. Da. Adică până la urmă nu doar deschide o ușă, mergi să vezi cum arată locul în interior. Sunt slab pregătiți din școala generală și liceu. Asta este foarte trist. Le este greu să comunice, le este greu să verbalizeze ceea ce ei știu. Eu le spun mereu studenților mei, eu am copii extrem de inteligenți. Studenții noștri, tinerii din ziua de astăzi, ei reprezintă o generație foarte inteligentă, extrem de abilă. Au la îndemână tehnici la care noi nici nu visam pe vremea lor. Cum să? Ei sunt atât de bine pregătiți, de fapt, doar că nu realizează. Pentru că nu au curaj, pentru că în liceu și în școala generală, profesorii de fiecare dată îmi scoteau un pic capul, le zjap, stai acolo, nu e comentariu meu, n-ai făcut bine, n-ai scris cum am scris eu în culegere. Trebuie să te încadrezi în pătrățica ta și atât. Exact, da, ai ieșit din pătrățică, stai jos, pat. Exact, da. Și atunci vin la facultate, unde găsesc niște oameni ca noi, deschiși la minte, dornici să învețe, să-i aducă într-o lume atât de frumoasă cum este cum lumea jurnalistică și minunile astea ale tehnologiei care au făcut din televiziune un miracol. Și sunt speriați să încerce. Exact. Mm. Și ei sunt speriați să încerce. Sunt speriați să încerce, sunt speriați să-și exprime părerile, sunt speriați de noi, de cadrele universitare, pentru că sunt învățați ca la liceu profesorul e sfânt, stau cu mâine la spate, dacă Doamne ferește îndrăznesc să ridic două degete, să-mi spun și eu părerea, sunt pedepsit, îmi dă patru... Da. Au rămas e cu frica asta în subconștient. Da. Așa. Este dificil, iar eu insist, este foarte important cumva sistemul de învățământ românesc să se schimbe. Trebuie să începem de undeva, pentru că nu mai pregătim oameni de viitor. Nu pregătim profesioniști, nu-i pregătim pentru viață. Nu, vor deveni speriați, exact. Închiși în ei, interiorizați. Și nu-i pregătim pentru o meserie vocațională. Eu am o problemă. Ei trebuie să identifice ceea ce își doresc să facă din liceu. În momentul în care ai ajuns pe băncile unei facultăți, din momentul respectiv se presupune că ai făcut o alegere. Corect. Că tu știi ceea ce îți dorești să faci în viață. Și de acum încolo, 3 ani de zile sau 4 ani, nu vei face altceva decât să te pregătești pentru acea meserie pe care tu știi, tu ai ales-o deja. Pentru că este foarte dificil să vii pe băncile unei facultăți și să realizezi treptat că ceea ce faci nu e pentru tine. Nu e pentru tine, nu te definește, nu-ți dorești, sunt ani pierduți. Da, sunt mulți în liceu care și în anul terminal, în clasa 12, nu știu ce vor să fac. Exact. Și atunci... Să duc, hai, poate dau acolo, poate o să-mi placă și ajung să nu... Exact. Da, rezoneze. Merg la jurnalism. La jurnalism, teoretic, jurnalismul e o alegere ușoară, pentru că te gândești în felul următor. E frumos, învăț comunicare, întâlnesc oameni, dacă sunt tânără, frumoasă și drăguță, lasă că poate am noroc și mă văd pe sticlă. Exact, da. Majoritatea fetelor asta țintesc. Pe vremuri era modelul Andreea Esca. Ce dorești să fie? Andreea Esca. Da. Acum, din păcate, televiziunea promovează și altfel de modele. Bine, acum depinde și ce
cauți. Dar asta este. Pentru că tu nu te raportezi la ceva, tu de fapt nu știi ce-ți dorești, nu știi nici ce vrei să faci. Și este, e foarte trist. Adică, până la urmă, vii la jurnalist că îți dorești să apar pe sticlă sau îți dorești să comunici, să cunoști, să... Dar îți dai seama că, de fapt, trebuie să vorbești corect, trebuie să muncești, trebuie să-ți faci surse, trebuie să te duci pe teren, trebuie să stai nopțile pe fața instituțiilor. Să citești și să scrii. Exact. Mulțumesc. Ca altfel. Mulțumesc. Hai să vă... De-a lungul timpului, bănuiesc că ați întâlnit tot felul de studenți și tot felul de oameni. V-ați întâlnit cu o situație de genul ăsta în care studentul nu s-a mai regăsit în ceea ce s-a ales? Da, în ceea ce și-a ales? Da, din păcate. Unii și-au dat seama pe parcursul facultății. Din păcate pentru ei însă, fiind oarecum forțați, intrând ca într-un vârtej, au mers cu vârtejul. Și atunci au susținut examenul de licență, au terminat facultatea, s-au înscris, culmea, și la un master. Au terminat și cei 2 ani de master și nu profesează. A, deci tot nu s-au regăsit, toate s-au terminat. Exact. Nu profesează, da. Și nici nu-și doresc, adică, nici nu și-au mai pus problema să lucreze și să practice această meserie. Am avut și studenți care au renunțat după primul, al doilea an, că și-au dat seama că nu e ceea ce... Nu e pentru ei. Nu au suficientă energie, nu au suficient curaj. Unii dintre ei sunt timizi. Eu spun mereu că dacă tu te știi timid, dacă tu te știi... Cauzi la jurnalism. Exact. Dacă tu știi că ești un om care nu ești capabil să-ți faci loc, să deschizi uși, să afli, să stai și puțin să... nerv, nu exact. Știu. Exact. Nerv, da. Și timiditatea, e adevărat, se vindecă prin exercițiu, dar dacă tu în profundul tău, în străfundul sufletului tău, ești un om care ai probleme în a aborda oameni, în a pune întrebări, corect, în a ieși în evidență. Corect. Da, unii și-au dat seama și-au renunțat și s-au dus către alte specializări și foarte bine au făcut pentru că au reușit acolo unde s-au îndreptat. Unii dintre ei au făcut, spre exemplu, facultatea de litere, sunt profesori. Bravo lor, m-am bucurat pentru ei. Alții dintre ei s-au îndreptat către regie film pentru că și-au dat seama că nu vor zona de scritură propriu-zisă, ci vor mai degrabă ce înseamnă în spatele camerei. Sau cinematografie, sau scenografie, teatru și așa mai departe. Unii dintre ei însă persistă în greșeala asta pentru că și familiile lor îi împing. Cum să... Nu, ai intrat la facultate, trebuie să termin. Trebuie să mergi, să termin, să fim și noi imediat în rândul... Imediat ce termin, ce trebuie lumii. Neapărat să fie la o facultate. Nu exact. Contează ce, dar trebuie să fie la facultate. Să fim în rândul lumii. Da. Să fim în rândul lumii. E ușor. Așa, asta îi debusolează. Exact. Nu, fac alegerile greșite. Asta este. Și vezi că sunt la facultate doar pentru că trebuie să fie într-un loc. Nu pentru că își doresc. Și astea, din punctul meu de vedere, sunt cazurile pierdute. Pentru că unii dintre ei poate reușește să câștigi pe parcurs, dar unii dintre ei se pierd. Și sunt ani pierduți, este atât, o viață ne-a dat Dumnezeu, trebuie să învățăm să ne trăim cu pasiune, cu dor, cu drag, sunt ani pierduți. Chiar dacă vouă nu vă pasă, poate nu, și tu ești foarte tânără. Așa este. Și zici, măi, sunt tânără, am timp să-mi dau seama, să realizez. Nu, pașii ăștia contează. Exact. Mai ales fiind la începutul drumului. Exact. E foarte important cum pornești. Foarte important cum pornești. Și fiecare an pierdut își va spune, te descurajează. Da. Pentru că tu ai încercat ceva, n-a mers. Vei încerca după aceea altceva și deja ești ușor descurajat. Adică te gândești, dar poate nici asta nu-i ce-mi place. Poate nu sunt bună de nimic. Poate până nu sunt unii... bună de nimic. Exact. Da. Și încă o dată revin, vreau să fiu foarte clară vis-a-vis de acest aspect. Problema este a sistemului de învățământ românesc. Nu a studenților. Nu. Liceul în principal și a familiei. Și a familiei. Pentru că, iarăși, noi avem așa un fel al nostru românii de a lăsa totul pe umerii celorlalți. Și oricum, dacă nu ești doctor sau avocat sau... Exact. Inginer... Exact, trebuie să... Celelalte meserii nu mai sunt interesante, importante sau... Exact, exact. Și atunci nu, e trist. Adică, cumva, familia este principala, ea trebuie să își ghideze copilul și să-l ajute. Și să fie primii susținători. Și primii susținători, exact. Da. Și apoi școala, liceul, din punctul meu de vedere, trebuie să creeze profesioniștii de mâine. Corect. Avem o șansă dacă acolo se vor schimba lucrurile. Cum sunt studenții de anul tâi? Am câțiva studenți în anul întâi cu care și lucrez excepțional de bine. Sunt colaboratorii mei de la Hyperflash. Am câțiva studenți excepționali.
E adevărat că îi număr pe degetele de la 3 mâini. Așa. Dar acești 15 studenți cu care lucrez în acest moment sunt minunați. Sunt exact ce-ți spuneam că ar trebui să aibă fiecare student la jurnalism. Au dorință, au aptitudini, cunosc excepțional de bine limba română. Și vor să facă. Își doresc să se implice, sunt mereu dornici să facă lucruri noi. Am descoperit de curând în materialele lor câteva cronici de film excepțional de bine realizate. Pentru cineva care nu a mai scris niciodată cronică de film, am rămas surprinsă. Corect. Și surprinsă extrem de plăcut și profit de ocazie să-i laud încă o dată. Deci dacă se uită, dacă o să se bucure. Dacă se uită, se vor bucura. Ei știu cine sunt. Sunt acești 15 studenți ai mei la care îi prețuiesc, țin foarte mult la ei. Sunt buni, sunt dornici, sunt așa cum trebuie să fie. Au ingredientele necesare. Restul, unii sunt în regulă, poate că nu i-am remarcat eu, dar nu ies din pătrățica aia. nu ies în evidență. Nu s-au remarcat, din punctul meu de vedere, în niciun fel să conteze pentru ei. Că, de fapt, asta e, eu le zic, mereu le povestesc la cursuri, unii mă înțeleg, alții nu, că este vorba despre șanse. Iar șansele ni le creăm noi. Singuri. Singuri. Și cum îți creezi o șansă? Făcându-te observat, învârtindu-te în anumite medii de unde poți căpăta un anumit avantaj, experiență, a te face remarcat la cursuri. Cu profesori care au relații în domeniu, cu profesori care te pot ajuta. E un lucru foarte bun. Dacă să te faci remarcat, nu înseamnă să stai în ultima bancă, să ai telefonul deschis și să vorbești cu ceilalți colegi. A te face remarcat înseamnă să fii atent, să ridici mâna, să-ți dorești, să pui întrebări. Lucrurile astea nu pot face altceva decât să te ajute. Cum îi faceți să fii active la cursuri? Cum îi stimulați? Da, eu sunt un profesor atât de atipic. De-aia vă și întreb, că știu eu. Da, da. Cursurile mele sunt, mie îmi place să le spun că sunt așa un fel de spectacole. Eu am considerat acum mulți ani că este foarte important cu studenții să povestești, nu să le dictezi. Și atunci eu studenților le ofer suporturi de curs. Practic, ei nu sunt nevoiți să scrie sau să-și noteze la curs. Există suportul de curs care este suficient ca ei să învețe. Sigur că informații suplimentare sunt oricum binevenite, le primesc la curs dacă vor să-și le noteze bine, dacă nu le găsesc în bibliografia de specialitate, trebuie să meargă la bibliotecă să citească puțin. Și atunci, la curs, povestim. Povestim din experiența mea, din experiențele lor, din experiența colegilor de breaslă, vizionăm diverse... Și atunci se leagă așa o discuție, o chimie? Exact, se leagă discuții, vin întrebările de la sine pentru că vizionăm, spre exemplu, împreună știri, filme, cumva le ofer posibilitatea de a-și... imagina lucrurile exact așa cum se întâmplă ele și atunci văzând lucruri, povestind, vorbind, dându-le frânturi chiar din experiența mea de presă și se leagă, întrebările vin de la sine. Recunosc, sunt atenți, n-am în general probleme cu ei să nu fie atenți, mi-aș dori însă... Eu cred că și de-aia vă iubesc și vă stimează și vă respectă. Dacă ei spun asta, să-i aflu și eu, mai vorbim, mai aflu. Da, da, și mie mi-s foarte dragi, eu iubesc foarte mult studenții și mi-aș dori să fie mai curajoși. Mi-aș dori să profite de prezența la cursuri a unor oameni pregătiți profesional și care au dispoziție și disponibilitate de a-i ajuta. Asta e în permanență nemulțumirea mea. Faptul că ei sunt prea cuminți câteodată. Da. Prea liniștiți. Își doresc să se întâmple lucruri fără să le ceară. Trebuie să fii un pic mai rebeli. Da, nu știu dacă rebeli e cuvântul potrivit, dar trebuie să fii mai curajoși. Mai curajoși. Mai curajoși. Care sunt proiectele de viitor
ale facultății de jurnalist? Eu personal îmi doresc enorm să introducem facultatea în sistemul Erasmus Plus și să încercăm să-i ducem pe studenți peste hotare și să încercăm să facem câteva schimburi de experiență atât pentru profesori cât și pentru studenți cu universități din alte țări. Cred că ar fi experiențe extrem de valoroase pentru ei și de asemenea mi-aș dori să pornim o serie de conferințe de jurnalism cu reprezentare la nivel național. Nu știu în ce măsură o să ne iasă cu reprezentare la nivel național. Cu siguranță le vom porni la nivel de București cu profesori de la alte facultăți de jurnalism și cu jurnaliști, oameni de comunicare și PR, un fel de mese rotunde la care să povestim despre rigorile meseriei, despre ceea ce se întâmplă, despre criteriile din învățământul superior jurnalistic și cu studenți, conferințe care să aducă, să zic, mai mult chiar în atenția publicului, studenților, oamenilor, facultatea de jurnalism și Universitatea Hiperion. Astea sunt pe termen scurt. În curând va avea loc și sesiunea de comunicare a Facultății de Jurnalism. Da? E un eveniment foarte frumos la care participă atât profesori cât și studenți. Și subiectul acestei sesiuni de comunicări de anul acesta va fi manipularea în presă. Și cred că în contextul ăsta al nebuniei cu fake news, știri false și manipulare media, va fi o conferință interesantă. Doamna Alexandra, am o întrebare așa mai personală. Există o rețetă pentru a fi un jurnalist de succes? Da, eu cred că există. Eu am spus-o și o să o spun mereu. E foarte important să-ți menții coloana vertebrală, să ai surse de calitate, să scrii corect despre subiectele pe care le abordezi, să te documentezi, și poate cu asta ar fi trebuit să încep, să te documentezi extraordinar de și bine. Și tot timpul. Și tot timpul, să o faci cu acuratețe, să nu faci jurnalism pentru a pedepsi pe cineva, să faci jurnalism pentru a informa și să fii corect. Să fii corect și să vii cu informație nouă. Și să o faci într-un mod de care și tu să fii mândru peste ani și ani și ani de zile. Să nu ți se poată reproșa niciodată un joc de interese. Vreodată. Corect. Vă mulțumesc pentru că ați fost astăzi alături de mine. Eu cu siguranță mulțumesc. Veți reveni pentru că aveți atâtea proiecte și atâtea colaborări încât avem ce discuta. Mulțumesc. E interesant și sper din tot sufletul Hiperfresh să fie din ce în ce mai sus. Pentru că meritați. Și eu îmi doresc. Mulțumesc tare mult pentru invitație. Mulțumesc mult. Cu voi mă revăd și sâmbătă viitoare de la aceeași oră. Ne puteți găsi pe site-ul nostru www.6tv.ro. Acolo veți găsi emisiunile noastre și emisiunea de astăzi. Iar până la o dată viitoare, vă urez un weekend minunat!